Circa 400 de oameni din sindicatul societății Castamonu s-au adunat astăzi în centrul orașului într-un miting autorizat, un miting tacit, aș putea spune, dar însoțit de pancarte în care ei revendică păstrarea locurilor de muncă. Castamonu cuprinde lor actual în jur de 900 de angajați, obiective în derulare și investiționale. Patronatul v-a anunțat oficial privind reducerea locurilor de muncă sau închiderea unor obiective. Care este situația lor actuală? Din data de 10-a 4-a 2015 până în 10-a 5-a 2015 se închide temporar o secție pentru stocurile fiind prea mari, influențează ca preț cleiul, transportul și multe altele. Mitingul e făcut pentru sprijinirea inclusiv a investiției fabricii de clei MDF-ului și fabricii de parchet care urmează să vină, ce ne-a promis investitorul turc, și să sperăm că va fi bine, să nu rămână oamenii în șomaj. Deci locurile de muncă pentru oameni sunt cele mai importante. Femei, bărbați care își doresc un loc de muncă și pur și simplu orașul este închis la ora actuală. Deci investitorii sunt așteptați și din partea noastră sunt apreciați și facem eforturi ca lucrurile să meargă bine, dar în condiții de securitate pentru dumneavoastră și pentru noi. Deci eu tot timpul am vorbit cu reprezentanții dumneavoastră, cu colegii dumneavoastră, mulți mă cunoașteți, niciodată n-am fost împotriva investiției, dar trebuie să se respecte legea și vă spun, noi suntem strânși la mâini de acest proces verbal care încă este valabil, prin care se cere puzul. Dar am înțeles că s-a început și puzul și atunci totul se intre în normalitate. Eu vă mulțumesc și chiar vă rog să mă credeți că nu folosesc politic și mă doare că sunt atacată politic și că aș fi de partea investitorilor, că sunt plătită să povestesc ca să vă dau autorizația. Deci ceilalți dau în minte ce vă dau autorizația, dumneavoastră vreți autorizația. Deci eu sunt la mijlo. Da. Eu vă mulțumesc oricum și sper să nu ne întâlnim în situații triste. Niciun om fără loc de muncă nu-i de dorit și cu un salariu bun este greu și știu din experiență. Da, să nu ai salariu, să ai copii, studenți, elevi. Deci, vă înțeleg perfect. E o problemă socială. O problemă socială și să fiți uniți și să vă... Nu depinde de noi, este procesul verbal este contestat, în litigiu. Până procesul verbal este în litigiu, nu se poate face niciun pas. Da. Cât durează, doamna? Nu știu, instanță. Câteva luni. Oamenii din sindicatul Castamonu invocă faptul că s-au tergiversat avizele pentru pornirea fabricii de clei. La ora actuală, situația din punctul de vedere juridic stă în felul următor. A existat un aviz al certificatului de urbanism în vederea elaborării certificatului de construcție. Societatea civilă, prin inițiativa civică, a reclamat la Inspectoratul de Construcții, disciplina în construcții, lipsa unui PUZ, a unui plan urbanistic zonal, pe care primăria a fost obligată să-l ceară investitorului în speță Castamonu, ca toate documentele necesare și de nevoie la dosar să poată fi incluse în eliberarea certificatului de construcție. Vorbim aici de avize care trebuie luate de la Ministerul Mediului, de la Inspectoratul de Stat și în construcții și toate avizele care ulterior vor putea duce din punct de vedere juridic la elaborarea și eliberarea unui certificat de construcție, act care poate fi eliberat de primăria, executivul municipiului Reghin. Pe de altă parte, inițiativa civică, prin enumeratele meeting-uri și manifestări, a susținut întotdeauna că fabrica de clei prezintă un pericol pentru oraș. Așadar, situația este, cum se spune, la mijloc. Oamenii invocă
nevoia locurilor de muncă. Cu toții cu siguranță avem nevoie de un aer curat și de o siguranță a vieții noastre, a copiilor noștri și a urmașilor noștri. Vom urmări cu atenție derularea evenimentelor și vă vom ține la curent. Vom încerca să prezentăm obiectiv și echidistant derularea lor. Metodare Ghin TV, Gal Boton și Ovidiu Ilisan.